O personalitate remarcabilă a secolului XVII a fost Nicolae Eminescu Spătaru, unul din marii cărturari ai timpului său, alături de Dosoftei și Ion Neculce. Acesta a fost primul român care a ajuns în China. Scriitor prolific, traducător, geograf, va întemeia o dinastie, am putea spune, care s-a dezvoltat pe teritoriul Rusiei și va aduce unui strănepot al său, Ilia Ilici Mecinicov, premiul Nobel pentru medicină în anul 1908. Dar noi nu vom vorbi despre toate aceste laturi ale personalității sale decât întreagăt și vom încerca să urmărim aventura extraordinară a existenței și mai ales parcursul diplomatic de la grămătic al domnitorului moldovean Gheorghe Ștefan, l-a trimis special al țarului Alexei I în îndepărtata China. Este o poveste plină de suspans, momente de cumpănă, acțiuni de spionaj, după toate canoanele unui film de mare succes, care își așteaptă încă scenaristul și regizorul. Haideți să vedem! Ne aflăm în Moldova, pe la 1636. Domnitor era Vasile Lupu, un domn cu mare deschidere umanistă. Acesta înființează Academia Vasiliană, după modelul Academiei create de Mitropolitul Petru Movilă, la Kiev. Sub domnia sa se zidesc biserici, se tipăresc mai multe cărți bisericești și prima lege din Moldova, Cartea Românească de Învățătură publicată la Iași în anul 1600. 46. Nicolae Eminescu Spătaru s-a născut în satul Milești, din Ținutul Vasluiului. Tatăl, slugerul Gavril, era de origine grec din Peloponez, iar mama se trăgea dintr-o veche familie boierească. De menționat este faptul că acesta nu a semnat niciodată cu numele Milescu, ci ca Nicolae Spafari sau Nicolaus Spatarius, sau Nicolae Spafari, numele de Milescu fiindu-i dat de Ion Neculce, după numele satului în care s-a născut. La 7 ani, Nicolae a fost înscris la școala domnească a lui Vasile Lupu, unde predau profesori renumiți din Kiev. Aici a studiat latina, slavona, greaca, elemente de matematică, retorică, muzică și astrologie. Se împrietenește cu fiul domnitorului Ștefăniță, cu care era cam de o vârstă, și domnitorul Vasile Lupu prinde drag de el, întrucât era un școlar isteț și dornic de învățătură, și îi acordă o bursă, cu ajutorul căreia pleacă la Constantinopol, împreună cu Ștefăniță, pentru a-și continua studiile la Marea Școală a Patriarhiei, care era pe vremea aceea cel mai mare centru universitar din sud-estul Europei. A studiat aici timp de 8 ani literatura, teologia, filozofia, istoria, a învățat turca, araba, italiana, franceza, greaca veche, având ca profesori absolvenți ai universității din Padova, una dintre cele mai luminate instituții universitare ale epocii. Aici a avut colegi pe Șerban Cantacuzino, pe Grigore Ghica și, evident, pe Ștefăniță. După terminarea școlii, se întoarce în Moldova, unde domnitor era acum Gheorghe Ștefan, întrucât Vasile Lupu fusese bazilit de către sultan. Este angajat de domnitor ca grămătic, o funcție destul de importantă. Era un fel de secretar particular al domnitorului, care îndeplinea și funcția de translator. În acest fel, participa la toate întâlnirile domnitorului cu trimișii străini și avea acces la cele mai secrete documente întocmite în cancelaria domnească. Gheorghe Ștefan intră în disgrația sultanului și în anul 1658 este schimbat cu Gheorghe Ghica. Tatăl fostului său coleg de la Constantinopol, Grigore Ghica,
ce va ajunge și el domn câțiva ani mai târziu, dar în țara românească. Noul domnitor îl numește spătar, demnitate care îi oferea comanda cavaleriei în oastea țării și dreptul de a purta la ceremonii sabia și buzduganul domnului. Deducem din aceasta că se bucura de mare trecere în fața lui Gheorghe Ghica. În august 1659, lui Milescu îi se încredințează conducerea a 1000 de călăreți, cu care participă alături de armata otomană la o acțiune împotriva principelui Transilvaniei, Rákóczi al II-lea. Gheorghe Ghica este mutat în același an în țara românească, unde este urmat de Nicolae Milescu, ce va fi numit aici Mare Spătar. Devine astfel comandantul suprem al armatei țării. Peste țara românească se abate însă o epidemie de ciumă și cum în Moldova ajunge domn fostul său coleg de la Constantinopol, Ștefăniță Lupu, Nicolae Milescu se întoarce la Iași și intră în slujba acestuia ca grămătic domnesc, om de încredere și favorit al domnului, așa după cum scrie istoricul Petre P. Panaitescu, în lucrarea sa Nicolae Milescul Spătarul. La început s-a bucurat de mare faimă. În această perioadă face prima traducere a unui text bisericesc din greacă în română. Tot de la Ion Neculce aflăm și întâmplarea care a dus la tăierea vârfului nasului, de fapt a cartilajului dintre cele două nări, ce i-a adus spătarului porecla de Cârnul și dușmănia preabunului său prieten Ștefăniță. Nu se cunoaște pricina pentru care Nicolae Milescu îi scrie o scrisoare domnitorului Munteniei Constantin Șerban, pe care îl roagă să vină cu oști împotriva Moldovei, ca să-l dea jos pe Ștefăniță Lupu. Constantin Șerban nu s-a lăsat prins în joc și a trimis scrisoarea chiar lui Ștefăniță, care, văzând trădarea prietenului său, a pus să-l însemneze. Acum, noi nu știm cum a fost. Sunt și surse istorice care spun că boierii moldoveni, de care știm și noi cât de vicleni erau, geloși fiind pe mărirea spătarului, au pus la cale toată această poveste cu cărți măsluite ca să-l piardă. De pierdut spătarul nu s-a pierdut, dar a căzut în disgrația domnului Moldovei și era și însemnat. Rușine foarte mare pentru un bărbat falnic și frumos cum era dânsul. Tot Ion Neculce ne povestește cum a rezolvat spătarul această problemă. După aceea, Nicolae Cârnul a fugit în țara nemțească și au găsit acolo un doftor de-i tot slobozea sângele din obraz și îl boțea la nas și așa din zi în zi sângele se închega de i-a crescut nasul la loc, de s-au tămăduit. Iar când au venit aici în țară la domnia lui Iliaș Vodă, numai de-abia s-au cunoscut nasul că-i tăiat. Trebuie menționat faptul că fostul domnitor al Moldovei, Gheorghe Ștefan, care era refugiat în Germania la Stettin, l-a ajutat să ia legătura cu medicul care i-a refăcut nasul. Și vom vedea că mai târziu Nicolae Milescu îi va face domnitorului mai multe servicii drept răsplată pentru ajutorul dat. Momentan se întoarce pe pământ românesc, dar nu în Moldova, ci în Muntenia, unde era domn Grigore Vodă Ghica, cu care studiase la Constantinopol. Domnitorul muntean cunoștea valoarea de cărturar și politician a fostului său coleg și îl trimite în misiune diplomatică la Constantinopol, cum se chema atunci, adică era un fel de capuchehaie, fapt ce arăta încrederea pe care o avea în spătar. În capitala Imperiului Otoman, Nicolae Milescu avea spațiul perfect pentru a-și etala cunoștințele, pentru a stabili contacte cu toți diplomații veniți din toată Europa, pe care îi farmecă pe deplin cu erudiția lui. Știm însă că vremurile erau tulburi și domniile trecătoare. Grigore Ghica este mazilit de pe tronul Moldovei și astfel spătarul trebuie să părăsească Marele Constantinopol, dar nu se întoarce acasă.
Lumea începuse să se deschidă pentru dânsul. La Stettin îl aștepta un prieten, am putea spune, primul domn care i-a arătat încredere și l-a angajat ca șef al cancelariei domnești și care i-a întins o mână de ajutor când, prigonit și mutilat de Ștefăniță Lupu, a trebuit să părăsească Moldova. Și acesta era Gheorghe Ștefan. Refugiat în orașul german, dar care se afla pe acea vreme sub jurisdicție suedeză, acesta spera să recâștige tronul Moldovei. Așa că îl împuternicește pe Milescu să umble pe la toate curțile europene și, folosindu-se de contactele pe care acesta și le făcuse pe vremea când se afla diplomat la Constantinopol, să convingă marile puteri să-l sprijine în demersul său de a se întoarce în Moldova. Spătarul călătorește în Germania, la Berlin, petrece 2 ani la curtea electorului de Brandenburg, Friedrich Wilhelm. Merge în Italia, merge la Paris, la curtea regelui Soare, Ludovic al XIV-lea, și în Suedia, unde petrece câteva luni la curte. În toate aceste țări, ia legătura cu lumea literară, filozofică, scrie o versiune românească a rugăciunii Tatăl nostru, el fiind de altfel primul traducător al Vechiului Testament în limba română. Din această perioadă am ales un exemplu pentru felul în care se construiesc relațiile diplomatice și care ilustrează foarte bine capacitatea intelectuală a spătarului. Aflat la curtea Suediei, îl cunoaște pe trimisul Franței, marchizul Simon Arnaud de Pompon, om de litere, diplomat, filozof, care va deveni ministru al lui Ludovic al XIV-lea. Spătarul avea nevoie de recomandări pentru a pătrunde la curtea regelui Soare și îl contactează pe trimisul acestuia pe de Pompon. Iată ce spune marchizul despre Milescu într-o scrisoare adresată unchiului său. Acest principe a trimis aici în urmă cu câteva luni, pentru interesele sale, un gentilom, anume baronul Spătaru, care fusese multă vreme secretar de stat pe timpul domniei sale și care mai apoi a comandat trupe sub cei 2 domni pe care turcul i-a dat ulterior acestei provincii. Principele a profitat de o vizită pe care, aflându-se în Germania, i-a făcut-o pentru a-l face să întreprindă această călătorie și i-a încredințat o scrisoare pe care mi-a înmânat-o. Am fost surprins să descoper un bărbat, deși atât de apropiat de Tartaria, atât de bine instruit în limbi străine și cu o cunoaștere atât de generală a tuturor lucrurilor. Vorbește bine latina, dar susține că, deoarece studiul său principal a fost greaca, în aceasta este mult mai învățat. Vei judeca dumneata acest lucru. El cunoaște destul de bine istoria și mai ales cea a bisericii. Lumea filozofică occidentală era preocupată de anumite diferențe asupra unor probleme religioase, diferențe între biserica occidentală și cea orientală, protestantă sau a altor culte. Și de Pompon îl roagă pe Milescu să îi scrie un punct de vedere ca din partea unui creștin ortodox. Răspunsul spătarului a produs o mare impresie asupra diplomatului și filozofului francez, încât acesta îi scrie unchiului său următoarele. Aflând de la baronul Spătaru, care părăsește acest oraș unde a petrecut o iarnă în interesul principelui Moldovei, că acest principe intenționează să-l trimită în curând în Franța pentru a obține niște scrisori de protecție din partea regelui, nu l-am putut refuza. Nu doar în privința implicării voastre în favoarea afacerii pe care va trebui să o discute cu voi, dar mai ales în ce-l privește pe el în particular. Are merite și cunoștințe și a câștigat o mare stimă la această curte. Mai mult decât atât, el a adus multă lumină în ce privește opinia bisericii grecești despre Euharistie, pentru care ați manifestat o oarecare curiozitate și pe care o cunoaște foarte bine.
L-am asigurat de accesul ușor pe care îl va găsi la voi, dată fiind considerația pe care o aveți față de străini, dar și atenția pe care o acordați persoanelor de merit. Nicolae Milescu ajunge astfel la curtea regelui Soare, fiind probabil primul român și poate și singurul care s-a întâlnit cu Ludovic al XIV-lea. Dar domnitorul Gheorghe Ștefan încetează din viață în anul 1668 și spătarul se întoarce în Moldova, la curtea lui Iliaș Vodă. Derizoriu trebuie să i se fi părut Iașul cu cocioabele lui, străzile pline de noroi și cerșători, după acești ani petrecuți în marile capitale ale lumii. Nu rămâne însă prea mult timp aici, întrucât domnitorul este mazilit și pleacă împreună cu spătarul la Constantinopol, unde locuiesc la ambasada britanică, asta ca urmare a relației de prietenie pe care Nicolae Milescu o legase cu un pastor anglican, viitor ambasador în Imperiul Otoman. Petrece aici câțiva ani, în care se dedică preocupărilor literare, traduce texte religioase și se pare că a început să traducă chiar istoriile lui Herodot. Milescu se apropia de 35 de ani, colindase toată Europa, slujise domnitori, aflase secrete de stat, avusese misiuni speciale, era recunoscut pentru erudiția sa, trăise o viață aventuroasă, fusese chiar și căsătorit, dar destinul său nu era încă împlinit, ci abia stătea să înceapă. Patriarhul Ierusalimului, Dosoftei Notara, află că țarul Rusiei Alexei I caută un om învățat care să cunoască mai multe limbi pentru traducerea unor texte diplomatice. Se spune că la acea vreme spătarul cunoștea 9 limbi. Patriarhul avea deci exact omul de care avea nevoie țarul. În anul 1671, spătarul pleacă spre Rusia având asupra sa 2 scrisori de recomandare, una de la marele dragoman al porții Panaiot Nicousios, cu care era prieten, și cealaltă de la patriarh, care îi scria țarului despre Nicolae Milescu următoarele: un drept credincios al Bisericii Orientale, supus poruncilor celor mari și foarte discret, care a străbătut multe țări și împărății pentru a se instrui și este ca un cronograf în care sunt adunate toate lucrurile din lume. A mai primit spătarul și alte îndrumări și scrisori de la patriarh și spătarul pleacă spre Moscova, ocolind însă principatele române. El trece prin Adrianopol, Belgrad, Ungaria, unde se întâlnește cu regele Francisc Racoții, ajunge la Lvov, la Varșovia, la curtea regelui Mihail Viesnovieschi, cu care are o întâlnire de taină, ajunge la Smolensk și apoi la Moscova. Periplul său ocolit s-a datorat unei misiuni secrete încredințată de patriarh. Scrisoarea de recomandare din partea patriarhului i-a asigurat un post de traducător din greacă, latină și română la departamentul solilor, un fel de minister de externe al Imperiului Rus. Cu timpul devine conducătorul departamentului și profesorul micului Petru, fiul țarului, așa cum ne spune tot Ion Neculce. Și pentru învățătura lui a fost Erziman împăratului și învăța și pe fiul împăratului, pe Petru Alexeievici, carte și era la mare cinste și bogăție. Experiența de ambasador și diplomat, erudiția și buna cunoaștere a obiceiurilor lumii europene îl ajută în relațiile cu diplomații occidentali veniți la curtea țarului, care era preocupat de modernizarea Rusiei și introducerea culturii occidentale în rândul societății ruse. Pe lângă asta, Alexei Romanov mai avea un vis: extinderea Imperiului Rus spre est, până la marea și necunoscuta China, stăpânirea Siberiei și stabilirea unor legături economice cu Marele Imperiu Chinez. Era o acțiune ambițioasă pe care rușii o mai încercaseră și în trecut, când trimiseseră
două expediții către China. Țarul se gândește că, în acest moment, această misiune ar putea fi dusă la bun sfârșit de cel mai de încredere om al său, și anume Nicolae Milescu. Și spătarul nu refuză. Nu că ar fi putut să-l refuze pe țar, dar cu siguranță i s-a părut o idee incitantă și a început pregătirile pentru marea expediție. A studiat tot ce s-a scris despre Imperiul Chinez și partea aceea de lume prea puțin cunoscută. A citit inclusiv jurnalul lui Marco Polo, marele călător din urmă cu 4 secole. Pregătirile pentru marea expediție durează 2 ani. Își ia cu el un compas, busolă, astrolab, un dicționar latino-chinez, se întocmesc cărțile de călătorie, scrisorile de acreditare și cele confidențiale pentru împăratul chinez, se adună daruri pentru oficialii de la curtea imperială și în martie 1675, în fruntea unui grup de 50 de oameni, pleacă spre Tobolsk, capitala Siberiei, unde erau pregătite 3 embarcațiuni anume construite, fiindcă navigau pe apă, dar li se puteau atașa roți pentru a fi folosite și pe pământ. Își completează echipajul cu încă 100 de oameni, printre care și luptători kazaci, pentru a-și asigura protecția. Ia ultimele informații de la oamenii care cutreierau zona cu negoți sau cu animale și se avântă în necunoscut. Pornește călătoria pe râul Irtâș, afluent al fluviului Obi, și începe un jurnal de călătorie în care notează cu meticulozitate tot ce întâlnește în drumul lui, adunând informații de ordin geografic, botanic, zoologic, antropologic, etnografic, despre felul în care trăiau triburile, credințele lor, relațiile între comunități și multe altele. Parcurge 10.000 de kilometri prin ținutul siberian, apoi mongol, și ajunge în China, în cea mai nord-estică provincie, Heilongjiang, care va deveni mai târziu punctul de graniță între cele două imperii, rus și chinez. Se deplasează până la Beijing, unde se întâlnește cu misionarul iezuit Ferdinand Fărbist, profesorul împăratului Xiangxi, un diplomat foarte influent la curtea imperială, căruia îi declină scopul misiunii sale. Au loc negocieri între cei doi privind protocolul care trebuia urmat pentru marea întâlnire. Fărbist, care se afla de 15 ani în China, îi vorbește despre obiceiuri, tradiții, istoria poporului chinez, ceea ce îl ajută pe Milescu să intre mai rapid în atmosfera specifică acestei curți imperiale. Are întâlniri cu mai mulți oficiali chinezi, în care s-au discutat aspecte legate de negoțul între cele două state, și spătarul devenise un punct de atracție pentru această lume atât de diferită, întrucât era înalt, îmbrăcat elegant și cu o atitudine semeață și făcea cu siguranță o mare impresie. Despre împărat și curtea sa, spătarul notase următoarele. Hainele pe care le poartă împăratul și cei din neamul său și toți oamenii săi de la curte sunt de culoare galbenă. Și nu numai hainele, ci și vasele, acoperișurile, orice lucru și orice clădire împărătească, oriunde privești, este de culoare galbenă. Nu îndrăznește nimeni să folosească, în afară de cei care sunt născuți în neamul împărătesc, culoarea galbenă. Iar dacă află pe careva în această culoare, îndată îl pedepsește cu moartea. Spătarul Milescu are o întrevedere cu împăratul Chinei. Darurile fusese rădate și primește la rândul lui mai multe pietre prețioase pentru țarul Rusiei, printre care și un rubin foarte mare, care va împodobi mai târziu coroana Romanovilor. Notițele sale de călătorie cu privire la ceea ce a văzut în Imperiul Chinez, de la felul în care se îmbrăcau bărbații și femeile, stilul lor de viață, alfabetul, viața religioasă, obiceiurile alimentare,
arată un spirit de observație deosebit de dezvoltat și curiozitatea de a cuprinde și înțelege o cultură atât de diferită. După întoarcerea la Moscova, îi prezintă țarului 3 cărți și o hartă pe baza notițelor din jurnalul său, în care sunt cuprinse pas cu pas toate localitățile pe unde a trecut, cu distanțele dintre ele, populațiile întâlnite, observații privind relieful, relațiile dintre triburi, cărți unice care vor fi considerate ultra-secrete în Imperiul Rus. Acestea vor sta la baza politicii expansioniste a țarilor care vor cuceri Siberia, o parte din Mongolia și vor stabili o nouă graniță cu Imperiul Chinez. În timpul lui Petru cel Mare, Milescu devine orientalistul de la curtea țarului. Îl însoțește pe acesta în campania de cucerire a fortăreței Azov în timpul primului război ruso-turc. Încă mai coresponda cu călugărul iezuit Fărbist de la curtea împăratului Chinei și face demersuri pe lângă acesta să primească o altă delegație trimisă de țarul Rusiei, delegație care va reuși în anul 1698 să încheie primul tratat între cele două mari imperii. Nicolae Milescu Spătaru moare în anul 1708 la Moscova și lasă în urma sa o seamă de lucrări unice pentru timpul în care au fost scrise: jurnal de călătorie în China, descrierea Chinei, raportul de stat al soliei lui Nicolae Spătarul în China, aritmologia, manual sau steaua răsăritului luminând apusul, lucrare publicată la Paris în anul 1667, un dicționar slavo-greco-latin, genealogia marilor împărați și prinții ruși, cronologia tuturor împăraților lumii, cronica pe scurt a moldovenilor și cartea tătarilor, lucrări scrise în slavonă, latină, greacă, rusă și română. Dar povestea acestuia nu se termina aici. În Rusia, Nicolae Milescu Spătarul a fost cunoscut sub numele Nicolae Spafari sau Spafariev, derivat de la dregătoria de spătar deținută în țările române. Acesta este înzestrat de Petru cel Mare cu sate de țărani pentru a-și asigura un trai îndestulat și se însoară cu o moscovită, după cum ne spune tot Ion Neculce. Rămas au acelui cârnu fecior și nepoți și au ajuns unii de au fost polcovnici spre slujba oștirii că se însurase pe acolo de luase o moscavscă. Așadar, Nicolae Milescu sau Nicolae Spafari a avut 2 fii din a doua căsătorie, cea din Rusia, Maxim și Nikita Spafariev. Maxim a făcut parte din garda Preobrajenski și a avut o fică, iar Nikita a avut un fiu care a ajuns ofițer în Marina Imperială Rusă și care la rândul lui a avut 3 fii și tot așa, din fii și fiice, neamul lui Milescu se duce până la Ilia Ilich Mechnikov, un renumit om de știință din domeniul imunologiei, microbiologiei, gerontologiei, care a fost laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în anul 1908. Și cine știe câți urmași din spița spătarului Milescu nu sunt pierduți în imensitatea Federației Ruse chiar și în zilele noastre. Atât pentru astăzi, dragii mei. O poveste de viață palpitantă. Primul român care a ajuns în China și mare diplomat la curtea lui Petru cel Mare, Nicolae Milescu Spătarul. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți. Mulțumesc membrilor și celor care au accesat opțiunea mulțumiri pentru a răsplăti strădania povestitorului și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!